Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Fadei Nagachevski, fost ministru al justiției, actualmente avocat și vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Domnule ministru, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnul Nagachevski, când are loc congresul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei? Spre exemplu, săptămâna viitoare avem ședința biroului permanent, unde vom discuta subiectele relevante cu privire la Consiliul Republican, cu privire la Congres și, ulterior, vom ieși și cu un anunț public. Am înțeles. Dar domnul Ion Chicu, când își anunță candidatura la prezidențiale? Și toate subiectele vor fi discutate colegial în cadrul biroului, în cadrul Consiliului, Congresului și acolo, la organele statutare, vom lua decizia asupra eventuale participări a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei în cadrul alegerilor prezidențiale. De principiu, decizia este deja sau încă nu? Mai ținea dumneavoastră, va participa la aceste alegeri. Discuțiile urmează să aibă loc pe platforma biroului permanent săptămâna viitoare. Dumneavoastră ați pledat pentru faptul ca domnul Ion Chicu să fie candidatul formațiunii la prezidențiale din toamnă? Da, cu siguranță. Eu sunt cel care susțin poziția că domnul președintea partidului trebuie să participe în calitate de candidat. Dar pentru dumneavoastră, domnule Nagachevski, nu este foarte clar că doamna Maia Sandu ia al doilea mandat cu lejeritate? Cu certitudine nu. Cu certitudine nu. Cei din PAS spun că sigur că ea obține al doilea mandat. Este un gest politic, ar fi inadmisibil pentru un partid de guvernare să pretindă sau să declare public că nu au nicio șansă. De altfel, modul isteric în care acționează în ultima perioadă doar confirmă că Maia Sandu nu este sigură de faptul că va avea capacitatea să ia cel de-al doilea mandat. Să dăm cezarului cel al cezarului, ea merge cu prima șansă, dar credeți că poate repeta succesul domnului Ceban din prima? Eu sper să... Nici din una, două? Să nu reușească, în genere, și nu că sper, eu cred că nici din a doua nu va reuși, dintr-un simplu motiv, că încrederea în persoana doamnei Maia Sandu se erodează zilnic și pe zi ce trece, cetățenii se conving că toate eșecurile PAS-ului, de fapt, nu sunt ale PAS-ului, dar sunt ale Maia Sandu și PAS-ului, fiindcă metodele astea abile de a te izola de acțiunile inadmisibile care sunt întreprese de către PAS nu mai țin astăzi. Adică cetățenii conștientizează că, de fapt, în spatele debandadei antidemocratice ce se petrece în Republica Moldova, nu este atât PAS-ul cât Maia Sandu și în Republica Moldova nimic nu se petrece fără știrea doamnei Maia Sandu, mai ales cu privire la chestiuni de importanță majoră, cum ar fi achiziții de gaze naturale, cum ar fi stabilirea indexării pensiilor pentru persoanele în etate, cum ar fi reforma justiției, sau mai bine zis, antireforma justiției și tentativa de a captura justiția din Republica Moldova. Toate elementele astea, până în prezent, Maia Sandu încerca să se auto-înlăture de la toate procesele astea, dar astăzi devine tot mai evident că anume Maia Sandu este cea care stă în spatele tuturor proceselor astea de instituirea unei tiranii, dictaturi pe teritoriul Republicii Moldova. Și totuși unele voci insistă că ea vrea, dar echipa nu poate și ea nu prea este de vină. Ar fi ridicol să credem unei asemenea abordări și naiv, știind că în spatele inițiativei, spre exemplu, de așa zisă evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, stă anume Maia Sandu, în cazul în care Andrei Spânu încheie niște acorduri netransparente cu privire la modul de achiziția gazelor naturale și noi achităm câte 28 de lei pentru cubul de gaze naturale, Maia Sandu iese și îl protejează pe Andrei Spânu, cu toate că noi constatăm că există dosar penal deschis la Procuratura Generală cu privire la subiectul acordului cu Gazprom și din câte cunoaștem există și anumite dosare chiar și în cadrul Procuraturii Anticorupției cu privire la anumite subiecte, spre exemplu de drumul ăsta de la Leușeni-Bumbăta. Și Maia Sandu îl protejează. Și în condițiile respective mă întreb eu când este sinceră ea? Atunci când invocă că nu are nimic cu lucrurile astea sau atunci când iese și asumă acțiunile astea inadmisibile ale
lui Andrei Spânu și se opune acelor urmăriri penale care sunt inițiate de către organele competente ale statului. Ultima despre prezidențiale. În mod normal, logica politică spune că sloganul doamnei președinte Maia Sandu la aceste, și la aceste alegeri a trebuit să fie vremuri bune și oameni buni? Nu știu dacă vremuri bune mai ține, fiindcă la ultima emisiune domnule ei deja a menționat că vremurile nu sunt tocmai bune, sunt vremuri complicate. Respectiv, acest slogan cred că este epuizat. Probabil sloganul să fie doar cu Maia Sandu în Uniunea Europeană. De aceea au și inventat acest referendum constituțional pentru integrare europeană, cu scopul de a-și inventa acest nou referendum, că doar Maia Sandu este cea care poate să ne ducă Uniunea Europeană. Apropo, e adevărat, va ieși amar de situația grea din mai multe domenii, dar noi trebuie să mergem conform agendei publice care ne este pusă pe masă, ori mâncăm și noi ceea ce ni se oferă. Așadar, acest referendum constituțional, am aflat cu chiu cuva că e constituțional, pentru că timp de o lună și ceva ghiceam de care, după care s-a aflat că e constituțional, mai departe mult mare treabă nu știm. Există o decizie clară a formațiunii, cum procedați sau dacă încă nu, dumneavoastră, de exemplu, ce veți face în ziua când mergeți la prezidențiale? Iată o ștampilă puneți pentru Ion Chicu, dar cu al doilea buletin, cu referendumul, ce faceți? Noi suntem atât de departe de momentul stabilirii referendumului respectiv. De ce? Deoarece, cum ați spus, totul este în zona incertitudinii. Am aflat cu Chiu Cuvai despre faptul că el este referendum constituțional, cu toate că inițial ni se invoca că este referendum consultativ. Am aflat cu Chiu Cuvai că cu șefa Comisiei Juridice Numiri și Imunități nici măcar nu a fost consultat subiectul ăsta. Vorbim de Olesia Stamati, care a recunoscut public, nu a prea cunoscut despre existența acestei inițiative. Acum noi înțelegem că respectivul proiect urmează să fie elaborat. Noi nu am văzut acest proiect de lege despre care tot se vorbește, că va fi supus referendumul. Iar acest proiect de lege, după ce va fi elaborat, el trebuie să fie transmis spre avizare către Curtea Constituțională. Care va fi poziția Curții Constituționale? Încă noi avem răspunsuri la acest subiect, dar dacă și dacă se va trece toate etapele astea, se vor parcurge toate etapele, Curtea Constituțională va spune că totul este în regulă, că poate fi petrecut un asemenea referendum, eu personal cu siguranță am să susțin integrarea europeană, dar nu de dragul Maia Sandu și nu pentru faptul că îi recunosc acțiunile bune pentru societate, cât de dragul anumii integrării europene, pe care eu consider că este o chestiune de interes public și care trebuie să fie susținut, chiar dacă în spate stă o fraudă constituțională prin care este tentată Maia Sandu să petreacă acest referendum, dar eu totuși contez că Curtea Constituțională va pune punctele pe ei și va evita discreditarea acestui instrument extrem de important, referendumul pentru promovarea noțiunii de integrare europeană. De care sunt aceste puncte pe ei pe care, în opinia noastră, ar trebui să le pună Curtea Constituțională? În primul rând, trebuie să ne clarificăm ce fel de quorum este necesar pentru un asemenea tip de referendum. 17% din o treime de populație este suficient pentru a considera un asemenea referendum ca fiind petrecut pentru modificarea Constituției în sensul în care dorește Maia Sandu? Trebuie Curtea Constituțională să ne explice dacă ies 17% și sunt asemenea referendum și eventual este validat un asemenea referendum. El va fi recunoscut la nivel național și internațional. Efectul advers nu va fi că se va discredita în realitate noțiunea asta de integrare europeană și de fapt se va invoca faptul că susținerea integrării europene pe teritoriul Republicii Moldova este într-adevăr net sub limitele pe care sunt invocate în diferite sondaje de opinie, net sub limitele care le invocă Maia Sandu partenerilor de dezvoltare. Nu va răci un asemenea tip de scor relațiile noastre cu Uniunea Europeană și nu va afecta cumva agenda noastră de integrare europeană. În același timp, eu vreau să înțeleg, totuși, vor vota cei din Transnistria cu privire la acest referendum sau nu? Rezultatele referendumului se vor
răsfrânge și asupra teritoriului nerecunoscut sau mergem pe abordarea că ne integrăm, dar fără Transnistria. Care va fi reacția găgăuzii în cadrul acestui referendum? Va solicita Curtea Constituțională avizul, opinia adunării populare a găgăuzii cu privire la acest subiect sau nu? Și mai este un element extrem de important. Mie mă interesează dacă chiar se petrece acest referendum, se validează. Mă întreb, dacă în Constituție nu este prevăzut expres că pot să modifici Constituția în asemenea cazuri printr-o procedură referendară, dar trebuie să treci obligatoriu prin procedura legislativă, unde trebuie să întrunească două treimi din deputați pentru a modifica Constituția. Chiar după acest referendum constituțional, nu ar fi important să se parcurgă și această cale legislativă prevăzută expres de Constituție pentru modificarea Constituției, și anume a se vota cu două treimi acest proiect de lege care eventual este validat de către populația Republicii Moldova? Curtea Constituțională trebuie să ne pună, să ne dea răspunsuri la întrebările astea, deoarece subiecte de tipul ăsta, conform practicii însă și a Curții Constituționale pe de o parte, dar și a Comisiei de la Veneția, în mod normal trebuie să parcurgă anume calea parlamentară și nu trebuie să fie utilizate instrumente de evitare a Constituției, fiindcă formula care ne-o propune Maia Sandu înseamnă mai mult a fraudă constituțională decât a interes veritabil de modificare a Constituției printr-o formulă democratică. De ce este important formula parlamentară? Deoarece prin Parlament este mult mai simplu de creat acel consens larg. Astăzi Maia Sandu trebuie să convingă parlamentarii că interesul ei politic nu este doar interesul ei, dar este interesul public al întregului Parlament, organul legislativ al țării, și să depune toate eforturile pentru a crea acel consens larg. Și în măsura în care ea nu are capacitatea de a crea un consens larg în sistemul parlamentar al Republicii Moldova, atunci ea nu poate să pretindă că o asemenea chestiune, anume referendumul, este o chestiune de interes major al societății, de interes public. Și atunci se lasă loc de interpretare, astfel încât societatea să pretindă că, în realitate, acest referendum, această chestiune, ține mai mult de interesul politic îngust al Maiei Sandu, care își dorește un al doilea mandat de președinte și mai puțin o interesează integrarea europeană ca atare în condițiile speciei. Și este gata să pună sub lovitură însăși ideea asta noastră națională de integrare europeană doar de dragul obținerii cel de-al doilea mandat de președinte al Republicii Moldova. Domnul Găcevski, numai eu am observat lipsa de entuziasm din partea partenerilor. Să luăm, de exemplu, pe excelența așa, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, care zic că, da, e ok, doar că o să mai aveți nevoie de un plebiscit imediat cum se încheie negocierile respective. Da, am citit și eu cu acel interviu a domnului Majeix și am constatat ceea ce invocați anume dumneavoastră, lipsa de entuziasm pe de o parte, dar și lipsa de certitudine cu privire la necesitatea acestui referendum la această etapă pe de o parte, dar și existența unor riscuri cu privire la acest referendum. De aceea dumnealui undeva aș anihilat importanța acestui referendum, fiindcă eu înțeleg și partenerii își dau seama foarte bine că există riscul ca acest referendum să eșueze, poate nu din punct de vedere legislativ, din punct de vedere juridic, dar din punct de vedere politic să eșueze. Fiindcă, iarăși, cum am spus, chiar să voteze 30-35% din populație pentru integrare europeană. Este oare suficient pentru a pretinde că este vorba de consens larg în rândul societății cu privire la un asemenea subiect? Poate fi decis integrarea europeană cu 30 sau 35%? Sau este nevoie de 50% plus 1 din numărul total al populației de pe teritoriul Republicii Moldova? Și partenerii sunt conștienți de aceste riscuri și că un eventual scor slab al acestui referendum ar putea să discrediteze în mod serios să numi însăși ideea de integrare europeană. Și ultima la subiectul ăsta, doamna Maia Sandu a inițiat consultări cu mai multe categorii din societate, inclusiv partide politice. De ce Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei a refuzat invitația? Noi
În primul rând este elementul de bază, referendumurile constituționale țin de competența Parlamentului Republicii Moldova, Guvernul sau eventual a unor grupe de inițiativă. Nici într-un caz nu țin de competența președintelui Republicii Moldova. Ea s-a autointitulat lider al acestei abordări referendare, cu toate că ea nu are drept de inițiativă. Asta este unul. Doi, Maia Sandu nu este lider al Republicii Moldova, nu este președinte al tuturor. Ea este lidera unei grupări criminale care se află astăzi în Parlamentul Republicii Moldova și în guvern. Ea este liderul acelui grup numit Partidul Acțiune și Solidaritate și ea nicicum nu a reușit să se disocieze de acest grup și a rămas în continuare doar președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate și în condițiile în care dumnei nu a știut să se disocieze de politica partidului și să se manifeste ca un președinte veritabil al tuturor, în cazurile respective nu prea înțelegem care ar fi capacitățile ei de a genera acel consens larg prin asemenea tipuri de consultări, în măsura în care ea se poziționează pe baricade din start, anume ca fiind, și toți o asociază pe ea ca fiind un președinte a Partidului Acțiune și Solidaritate. De altfel, am observat că PAS-ul aș preluat toate discursurile astea legate de referendum care sunt promovate de către Maia Sandu, inclusiv și ultima ei emisiune la un post, la postul public de televiziune, dacă nu mă greșesc, a fost preluat pe pagina publică a Partidului Acțiune și Solidaritate. Adică noi nu vedem în doamna Maia Sandu acel lider național care are capacitatea să consolideze societatea în jurul ideii de integrare europeană. Ea este cea care discreditează, de fapt, integrarea europeană și pune pe tapetul, sau mai bine zis, expune riscul integrării europeană doar de dragul ăsta de a obține acel al doilea mandat de președinte și de a ne radicaliza pe toți în sensul în care astăzi îi prezinte că pe restul, pe PAS ca fiind pro-europenii, restul fiind anti-europenii și cumva să stimuleze electoratul să vină să consolideze în jurul ei ca să o voteze pentru al doilea mandat, că dacă nu votează noi pierdem calea asta noastră de integrare europeană. Și chestiunea asta poate fi discutată și radicalizată, societatea poate fi radicalizată, anume în jurul ideii astea de referendum de integrare europeană, care de altfel este la moment, ca esență este o farsă, ca efecte poate să fie o nebunie. Și atât ea își asumă o nebunie cu niște riscuri extrem de nefaste pentru stabilitatea politică a Republicii Moldova. Eu nu știu ce o să se întâmple următoarele zile după acest referendum. Care o să fie reacția, vă mai spun, a Gagauzii, spre exemplu, dacă ei o să fie în contră cu privire la acest subiect? Care o să fie reacția regiunii necontrolate? Cum o să reacționeze partenerii din Est la acest subiect? Partenerii din Vest, cum o să reacționeze în condițiile în care o să constate că eventual o să voteze doar 20-25, nu 30% din populație la subiectul integrării europene? Ajungem noi în Uniunea Europeană în condițiile date? Și plus, mai este un element care Maia Sandu presupune eu încearcă să-l acopere prin acest referendum. Noi toți știm că PAS-ul a ieșuat pe toate domeniile, de la reforma justiției până la reformele sociale și economice. Și prin intermediul acestui referendum, Maia Sandu încearcă cumva să legitimeze, să legalizeze acele abuzuri și, de fapt, spună că, băi, oameni buni, ceea ce am făcut noi, în realitate, este partea agendei de integrare europeană și, iată, prin referendum, voi votând lucrurile astea, de fapt, ați confirmat că, iată, abuzurile, astea nu au fost abuzuri, dar au fost, în realitate, niște acțiuni de integrare europeană și voi le-ați susținut votând la referendum. Dar acum, chiar dacă merg eu să votez la referendum, scopul meu personal este să demonstrez în ieșirile publice, ori de câte ori o să am posibil, că eu nu voi vota pentru integrarea în sensul care ne-o propune Maia Sandu, dictatură, antireforma justiției, reforme economice și reforme sociale, dar integrarea în sensul în care o înțeleg eu, stat de drept, democrație,
reforme sociale și economice veritabile altele decât cele care le face Maia Sandu. Și iar asta presupune că eu votez pentru Uniunea Europeană, dar votez împotriva Maia Sandu, fiindcă eu nu văd posibilitatea să continuăm integrarea europeană, anume cu Maia Sandu, deoarece ea nu știe să se poziționeze și nu a știut să se poziționeze ca lider al tuturor, ca lider al Republicii Moldova, ca cel care poate să genereze acel consens larg necesar pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Depășiți subiectul, dar vă întreb și pe dumneavoastră, dacă așa e de anevoios procesul de negocieri, cel mai tare dintre cei mai tari miniștri de externe, de ce a fost demis sau deja dat demisia cu câteva zile înainte ca să începem procesul de negocieri, în opinia dumneavoastră? Și doi au venit în locul domniei sale la integrare europeană, două persoane, probabil profesioniste, dar despre care nimeni n-a auzit, și la extern, domnul Mihai Păpușoi, despre care mare laudă cu privire la cariera sa diplomatică n-am auzit. Cu excepția, bineînțeles, a celor din PAS. Cu siguranță, următorii pași urmau să fie tehnici. Deci noi am intrat în agenda tehnică deja de integrare europeană. Asta presupune acel screening legislativ, asta presupune aderarea la achizul ăsta comunitar. Adică ei ne fac screening-ul și ne spun ce legi trebuie să modificăm și noi trebuie să lucrăm tehnic pentru a aproba acele legi necesare, astfel încât legislația noastră să fie conformă legislației Uniunii Europene, unde nu este vorba despre dialog politic, nu este vorba despre radicalizare, este o discuție tehnică, exclusiv între specialiști, unde prezența ministrului, unde în principiu agenda ministrului de externe se încheie și el trebuie să mențină doar un dialog așa de bun augur sau mai bine zis de bune relații cu acei parteneri din Uniunea Europeană. Și aici Nicu Popescu a constatat că agenda sa de persoană politică poate fi încheiată pentru această etapă și pentru ca să lasă locul următoarei figuri care în principiu trebuie să mențină controlul executării condiționalităților sau înțelegerilor tehnice care urmează să fie implementate de către Republica Moldova. Ce își privește ministrul ăsta, cum Popșoi, el este parte a Partidului Acțiune și Solidaritate și eu înțeleg pe lângă agenda asta tehnică, totuși există dorința asta de a mai radicaliza. Deci PAS-ul încearcă să radicalizeze situația politică în Republica Moldova înainte de alegeri pentru a încerca să-și consolideze electoratul său și să stimuleze electoratul său în jurul Partidului Acțiune și Solidaritate și Maia Sandu. Dar pentru asta lor le trebuie cu oameni loiali care sunt gata să-și asume inclusiv și anumite abuzuri constituționale doar cu scopul de a promova acea agendă radicală care și-o asumă Partidul Acțiune și Solidaritate în următoarea perioadă, fiindcă eu sunt convins că ei o să întreprindă multe acțiuni destabilizatoare în speranță că aceasta o să le stimuleze electoratul să se țină mai aproape de Partidul Acțiune și Solidaritate. Inclusiv urmăriri politice, inclusiv acțiuni destabilizatoare în raport cu Estul. De toate activitățile astea, cred că o să petreacă și ele o să fie petrecute în special pe platforma celui ministru de externe. În ce își privește doamna Gerasimov, da, care înlocuiește de fapt pe domnul ministru Popescu, ea este figura doamnei Maia Sandu și eu înțeleg Maia Sandu mai mult va încerca să se asocieze anume cu agenda doamnei Gerasimov de integrare europeană, acea agenda calmă, acea agenda tehnică, iar cu Popșoi să vor asocia cei din Partidul Acțiune și Solidaritate. Adică s-a făcut o formulă pentru a da posibilitatea, oferi posibilitatea Maia Sandu ca până la prezidențiale să mai încerce cumva prin această divizare, această bifurcare să se disucieze de cele politici radicale care vor încerca în continuare să le implementeze Partidul Acțiune și Solidaritate. Continuăm, domnule Nagașescu, cu ceea ce contează cu adevărat, dar până atunci luăm, vă rog, câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor! Ne-am revenit, doamnelor și domnilor, doamna Găcescu, fermierii și-au reluat protestele de data asta ceva mai dur decât ultima oară, au blocat câteva posturi vamale, refuză să vorbească cu domnul Bolesc pentru că, zic ei, n-are niciun rost,
Domnul Dorin Drășan zice că totul va fi frumos și bine. Exagerează băieții, fermierii, sau pentru că nu înțeleg că banii nu sunt și vă dirjiteți, ori prea multe promisiuni au făcut cei din pas în electoralele anterioare, ca până la urmă să nu își îndeplinească nicio promisiune față de fermieri. Cu siguranță au fost foarte multe promisiuni și fermierii s-au simțit mințiți, chiar și înainte de protestul, înainte de anul nou, lor le s-au făcut anumite promisiuni, au fost luate anumite angajamente, ele nu au fost respectate, respectiv fermierii s-au văzut nevoiți să întreprindă anumite acțiuni pentru a-și proteja interesele. Dacă sunt proporționale actualmente aceste acțiuni de protest pe care le întreprind ei sau nu, nimic greu să răspund, deoarece eu nu cunosc detaliile angajamentelor și înțelegerilor care le-au avut ei cu ministrul agriculturii, eventual cu prim-ministru, dar constat un lucru, la moment ei solicită niște lucruri banale, să vină prim-ministru la ei pentru discuții. Și reprezentanții Parlamentului care, într-adevăr, au voci în legislativul din Republica Moldova. Ei pe Bolea nu mai tratează, în vedere, ministrul agriculturii, nu tratează ca persoană incapabilă de un dialog sincer. Deci ei îl tratează ca o persoană care manipulează, un intrigant. Și în condițiile în care acesta doar manipulează și îi mint, ei nu vor să comunici cu un asemenea personaj care s-a descalificat în fața dumnealor. Și eu sper că prim-ministru scoboare de la etajul 5 a Guvernului Republicii Moldova și o să-și permită să urce în mașină, să meargă până la Leușeni și să discute cu acești fermieri și împreună să coordoneze o agendă adecvată pentru a identifica acele soluții necesare pentru ca fermierii să-și poată desfășura activitatea într-o formulă normală, fiindcă, da, pe de o parte înțeleg problema agricultorilor, pe de altă parte înțeleg și problema persoanelor care doresc să treacă spre România prin punctul vamal Leușeni, dar anume politicul pentru asta și există, pentru asta și avem guvern să întreprindă acțiunile necesare astfel încât să identifice cele mai bune soluții ca să fie și pasagerii satisfăcuți, dar și agricultorii să fie satisfăcuți pentru faptul că guvernul are grijă de ei. Nu vă stârnește amuzament atunci când anumiți susținători înflăcărați ai guvernării spun că fermierii ăștia fac joc cu rușilor, în contextul în care în toată Europa fermierii protestează și protestează cum se protestează, la noi încă e floare la urechi. Sau îi acuzăm pe toți fermierii de pe continentul european că ar fi oamenii lui Putin. Asta este acea agendă disperată care le-a mai rămas la dispoziție Partidul Acțiune și Solidaritate și mai Sandu. De ce, dumneavoastră, din start m-ați întrebat dacă am eu certitudine că Maia Sandu câștigă. Nu am certitudine și nu pot să am, deoarece anume toate acțiunile astea, toate activitățile astea demonstrează că ei sunt desperați și lucrurile ies de sub control. Și ei joacă unica carte și o să încerce să joacă nici unica carte în continuare, radicalizarea prin intermediul utilizării acestei retorici mâna Moscovei sau omul rușilor. Că altceva lor nu rămâne. Cu ce ar putea să iasă ei cu altceva și să obiecteze decât cu mâna rusului? Să arăte reforme, să arăte finanțări eficiente, să arăte creștere economică adecvată, creștere socială, să arăte că ei să luptă cu monopolurile, să arăte că ei susțin adecvat agricultorii astfel încât ei să nu se închidă producătorul autohton. Nu, asemenea acțiuni nu le au în palmaresul lor și în condițiile date nu rămâne decât să utilizează agenda asta populistă. Dar asta o să-i tragă la fund, fiindcă nu știu de unde certitudinea pe care o invocați dumneavoastră, mai avem practic un an de zile până la alegeri și multe lucruri se petrec și pe arena națională și pe arena internațională care o să lovească dur în speranțele Maiei Sandu și ale PAS-ului de a ajunge la posibilitatea de a obține un al doilea mandat. Eu nu exclud că noi până la sfârșitul anului să nu avem și alegeri parlamentare anticipate.
De ce? Însă și referendumul ăsta. Deci referendumul, în forma în care l-a numit ei, ar putea să duc la niște consecințe extrem de periculoase, cum am și menționat, pentru stabilitatea politică a Republicii Moldova și pentru a acoperi acest referendum, trebuie să identifici o... Dacă partenerii o să insiste că acest referendum totuși trebuie să fie blocat, cu ce să acoperi această lovitură de imagine care ar putea să o ia Maia Sandu decât prin eventuale alegeri parlamentare anticipate? Pentru că nebunia asta, nu știu dacă o să o asumi partenerii de dezvoltare și nu o să insiste ei că un asemenea referendum nu trebuie să fie petrecut totuși pe teritoriul Republicii Moldova. Și în cazul dat trebuie să identifici și o altă jertfă, să-i spunem așa, și o altă jertfă decât alegerile asta, căderea guvernului și eventual alegerile parlamentare anticipate, nu poți să acoperi o asemenea lovitură de imagine dacă Maia Sandu ar refuza la referendum. Doamna Găcescu, am văzut eu astăzi pe canalele Telegram niște secvențe dintr-o emisiune de seară cu participarea președintelui Comisiei Economiei din cadrul Parlamentului, domnul Radu Maria. Acolo ceva s-a vorbit despre salariile bunșoare ale miniștrilor. 50 sau 70 de mii sau 60, nu mai știu. 75. 75 de mii de lei. Știți, dacă vă amintiți bine, una dintre justificări ale premierului recent de ce se majorează așa salariile e că e nevoie de stimulat acești oameni și o să vedeți că asta va duce la ceea că vom avea efecte pozitive pentru binele poporului. Dumneavoastră ați făcut parte din guvern, știți ce înseamnă funcția de ministru. Iată, după ce le-au majorat salariile atât de binișor, ceea ce urma să producă efecte bune pentru popor. Dumneavoastră, ca fost ministru, ca membru al cabinetului, când stați acasă și vă uitați la televizor ceea ce au făcut ei post-factum, vă apucă așa ciuda că, băi, iată, pe noi nu ne-au dus capul să facem aceste reforme care le fac ei, justificați banii respectivi? Sau nu prea aveți așa moment? Bine, e vorba de priorități. Deci, cazul în care intervii cu privire la salarizarea unei categorii de persoane pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să ai grijă, să te grijești să achizi salarii ajustate și la alte categorii. Este principiul echității. Și deci, sigur că noi tot ne interesăm de ce salariile noastre sunt eventual reduse, dar permanent în discuții cu... În cadrul guvernului era clar. Guvernul trebuie să întreprindă asemenea acțiuni și să mărească într-o asemenea manieră salariile, ca ele să nu fie disproporționate în raport cu alte categorii de populație. Ori este inadmisibil, pe de o parte, să ridici salariul la 75.000 de lei pentru un ministru și să nu ai grijă să, banal, să indexezi la rata inflației pensiile care le primesc cetățenii Republicii Moldova. Sau să ridici un salariu judecătorului Curții Constituționale până la peste 100.000 de lei și să nu te grijești ca, nu știu, chiar și acei funcționari de rând să nu le fie ajustate salariile în mod adecvat, pentru că ei să nu se simtă discriminați. Alta, să ridici salariile primarului și viceprimarului eventual, dar să nu ridici salariul funcționarilor din cadrul administrației publice locale. Și tu creezi dezbalansuri în cadrul sistemului și supărări în cadrul sistemului. Iar aceste supărări se revarsă asupra Guvernului Republicii Moldova, asupra Parlamentului și destabilizează situația politică și scade nivelul de încredere al populației în puterea politică din Republica Moldova. Astăzi vorbim despre Partidul Acțiune și Solidaritate. De aceea, asemenea atitudine este un bajocor în raport cu cetățeanul de rând care nu poate să înțeleagă. De ce? Cum? Fiindcă eu tot am aruncat, fiind ministru, am spus cum, eu am 14.000 de lei, salariul este insuficient. Și păi eu am citit reacția cetățenilor și am explicat bine, dar alții primesc 3-4.000 de lei și eu înțeleg poziția respectivă. Adică permanent tu trebuie să identifici acel echilibru ca să nu să se simtă cetățeanul bajocorit de către guvernare. Faptul că tu ai posibilitatea de a face legi, asta nu înseamnă că tu trebuie să faci legi în interesul exclusiv al tău. Tu trebuie să te gândești la interesul general al societății. Altfel, degeaba mai ești ministru. Da, da, domnul Radu Marian, explica că, băi băieți, nu strigați, totuși vorba de 16 miniștri, nu e chiar așa o sumă enormă care se dă luna.
Nu, bine, pe lângă miniștri sunt secretari de stat, secretarul general, s-au ridicat la deputați, s-au ridicat la alte categorii de populație. Dar problema nu e în asta. Problema este în modul de abordare, defectuos, modul ăsta defectuos. Păi, această categorie merită, alte categorii nu merită. Vă explicați, dar de ce alte categorii nu merită? Prin ce munca celorlalți nu trebuiește să fie apreciată în modul cuvenit? De ce un pensionar nu merită să-i fie indexată pensia reieșind din rata inflației? De ce un ministru care este tânăr, care are capacități mult mai multe de a face bani, de a, nu știu, de a-și întreține familia, are dreptul la un salariu excesiv în condițiile Republicii Moldova, iar un pensionar poate să subziste cu salariu, cu pensii de 1500, 2000, 3000 de lei. Ei explicați la subiectul ăsta nu-l dau și atunci este o problemă. Și societatea se întreabă, băi, oameni buni, ce faceți voi? Voi implementați niște proiecte genocidare împotriva propriului cetățean. Astăzi, zilnic, noi tot auzim, fie premierii energie deconectează consumatorii de la furnizorul de energie electrică, lumea nu are cu ce plăti. Furnizorul de gaz, în timpul mijlocul iernii, deconectează consumatorii de gaz, deoarece lumea nu are cu ce plăti. De asta nu se interesează nimeni. Pe noi ne interesează un singur lucru, ministre, să fie cu burta plină și mașină de serviciu la poartă. Asta este foarte important, că doar și hotărârea de guvern au modificat-o, oferindu-și posibilitatea ca să nu utilizeze doar mașini de serviciu, să utilizeze mașinile proprii și pentru în loc de mașini de serviciu să le achite o anumită sumă de bani pentru benzin, dar sumele cele de bani sunt extrem de mari și când ei foloseau mașina de serviciu, cheltuiau se cheltuia mai puțin pe benzină și motorină decât se cheltuie acum, după ce le se oferă acea compensație pentru utilizarea mașinilor proprii în interes de serviciu. Dar când au făcut ei asta? Era o hotărâre de guvern cu ceva timp în urmă, ei modificau pentru ca să ofere o asemenea posibilitate. Adică compensații să se dea. Și la deputație este formula, că se dă compensații pentru benzin când utilizează mașina personală. Aici toți a invocat elementul ăsta, că parcul de automobile a guvernului este redus, nu au capacități pentru a întreține șoferi, pentru a întreține mașinile respective și atât pe baza la tema asta, ei au schimbat modalitatea de finanțare suplimentară a miniștrilor. Și toate lucrurile astea tot se fac sub masă, în tăcere și care cheltuieli enorme de la bugetul de stat al Republicii Moldova, mai ales în condițiile în care inflația pentru 3 ani de zile este de 50% și situația bugetară este nu tocmai cea mai frumoasă pentru Republica Moldova. Ei nu au un plan previzibil cum vor restabili situația bugetară din țară pentru următoarea perioadă, măcar pe următorii 2-3 ani să avem certitudine, previzibilitate, ce vor ei să fac pentru a restabili situația bugetară. Noi răspunsuri de la ei nu avem. Noi știm că ei trăiesc cu ziua de astăzi. Ați amintit despre pensii. Domnul ministru al Muncii a anunțat că pensiile vor fi indexate cu 4%, deși anterior spuneau că măcar cu 6%. Uh-huh. Și astăzi am citit o postare a doamnei Tatiana Iov, care vă este colegă de partid. Deci ea povestește despre faptul, îl citează pe domnul ministru Buzuc, pensiile vor fi indexate cu 4%, conform formulei stabilite în lege formulată, sau lege redactată în anul 2022. Și iată, doamna Iov spune cum a evoluat formula de calcul a coeficientului de indexare a pensiilor în ultimii 10 ani. Astfel, pentru 2024, conform formulilor în 2021-2019, dacă ar rămâne formula veche, astăzi pensia ar fi fost indexată cu 25%, adică la 1 aprilie. Dacă rămânea formula din 2020, pensia ar fi fost indexată cu 8,5%. Dacă rămânea formula din 2018, la 1 aprilie am fi avut o indexare a pensiei de 15% și conform formulei din 2014, la 1 aprilie anul ăsta, pensia ar fi indexată cu 16%. Dar s-a schimbat cum s-a schimbat și, iată, va fi indexat cu 4%. Ce cu
cu discriminarea asta, domnul Năgăcevski? Cu ce se ocupă legiuitorii? Oamenii ăștia, oamenii îi dau bătaie o viață întreagă, plătesc impozitele care le plătesc, după care niște legiuitori schimbă legea cum vrea mușchiul lor și le spune că, băi, noi așa modificăm ca să nu mai cheltuim. Pentru că concluzia e doar una. Noi modificăm astfel încât să avem cât mai puține cheltuieli posibil. Da. Dacă sunteți atât de darnici, lăsați formula din 2018 și astfel să fie indexat cu 15%. Sau aia din 2019 cu 25%. Astfel pensionarul ar fi simțit ceva pe 1 aprilie. Dar cu 4% mă îndoiesc că el nu va afla nici din știri că a fost indexată pensia. Spre regret, este o practică implementată de către PAS de a economisi pe seama plăturilor social vulnerabile. Aici vorbim și de aceiași asistenți sociali care au fost reduși pentru a economisi în buget bani. Aici vorbim și despre pensionari, este vorba de persoane social vulnerabile, economic vulnerabile, care nu se vor duce în judecat în cazurile astea, dar pur și simplu vor strânge în ele dezamăgire urmare acestor acțiuni. Se pare că PAS-ul nu se grijește de aceste dezamăgiri care apar la populație. Doar nu se apuce acum să blocheze pe spânul cu schemele sale de sute de milioane de euro la gaz, deoarece în cazul ăsta ar afecta stabilitatea domnului Spânu, care înțeleg eu că are un rol important în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate. Și iată, astea sunt, cum să vă spune dumneavoastră, prioritățile Partidului Acțiune și Solidaritate. Scheme, da? Susținerea financiară adecvată a populației, protecția socială a categoriilor sociale vulnerabile, ba, noi aici nu întreprindem nicio acțiune. Și în cazul ăsta, pe ce ne bazăm noi condițiile în care vorbim despre integrare europeană? Despre asta este integrarea europeană. De aici apar multe discuții cu privire la sinceritatea Maia Sandu, cu privire la acest referendum. Deoarece astăzi noi suntem în situația în care, la oameni, integrarea europeană se asociază cu antireforma justiției, cu debandada economică, debandada socială. Oamenii asta înțeleg prin integrarea europeană care o face Maia Sandu. Și noi astăzi trebuie să încercăm să explicăm oamenilor că nu asta, Maia Sandu pur și simplu implementează dictatura, iar integrarea europeană este despre ceea ce ar trebui să facă, dar nu a făcut Maia Sandu până în prezent. Și sper eu că cetățenii s-au trezit și o să le ofere acel vot de blam atât la prezidențiale cât și la parlamentare acestei grupări de scroci politici dacă vrem să reintrăm în normalitate. Altfel, la anul, în genere, să avem indexare de 2%, dar poate deloc nu să avem indexare în condițiile în care situația bugetară este critică și pe zi ce trece nivelul de îndatorare a țării crește. Haideți spre subiectele dumneavoastră preferate, justiție. Dați-mi voie să vă citesc o declarație a doamnei Veronica Drăgălin. Eu nu cred că a existat o procuratură anticorupție atât de independentă și autonomă în Moldova decât este în prezent. Eu sunt sigur că în locul meu, ca procuror șef anticorupție, nu a fost niciodată un procuror șef să fie real atât de independent din punct de vedere cum sunt eu, zice doamna Veronica Drăgălin. Am mai explicat că când vii din altă țară, n-ai cu mătre, n-ai persoane cu datorii pentru că te-au ajutat în carieră sau altceva. Nu te simți obligat față de nimeni. Deci eu nu mă simt obligat față de persoane în Moldova care pot cumva să-mi afecteze viața. Eu sunt sigur că deciziile luate la Procuratura Anticorupție în prezent nu sunt influențate în niciun mod de politic, în sens de clasa politică, de persoane aflate la putere. Noi ne conducem după lege, a zis doamna Veronica Drăgălin. Notă 10 pentru așa o declarație. Bine, Veronica Drăgălin la declarație este ok, însă în ceea ce privește realitățile, ele sunt departe de declarațiile doamnei Drăgălin. Probabil nu îi se dau indicații directe doamnei Veronica Drăgălin, probabil sunt alți procurori care sunt loiali guvernării. Guvernarea transmite către acei procurori anumite solicitări și aceia deja manipulează pe Veronica Drăgălin pe intern, prezentându-i poziția așa cum știu ei mai bine, astfel încât Veronica Drăgălin să-și asume deciziile anume în formă în care este solicitată de fapt de către guvernare. Eu vreau să văd pe Veronica Drăgălin cu dosare penale efective, adecvate în privința la fraudele care se petrec în sistemul guvernamental al Republicii Moldova, chiar și cu același gaz.
Eu vreau să văd acțiuni din partea ei sincere, serioase și pentru a ne convinge că ea într-adevăr este independent. Are ea capacitatea de a iniția un dosar penal împotriva ministrului responsabil de domeniul infrastructurii și economiei sau nu are acea capacitate? Are ea capacitatea de a iniția un dosar și de a-l instrumenta împotriva aceluiași ministru energetici sau nu are această capacitate? Iată, ea trebuie să ne demonstreze, fiindcă în competențele sale sunt urmărirea miniștrilor, deputaților din Republica Moldova. Până când eu n-am văzut dosare din partea doamnei procuror anticorupție care strigă pe la televiziuni că este foarte și foarte independentă, care iniția asemenea dosare împotriva actualilor guvernanți, chiar dacă în societate există foarte multe critici cu privire la integritatea acestor reprezentanți politici, acestor conducători care sunt în fruntea Republicii Moldova. Așteptăm să vedem. Ați auzit ceva despre faptul că cei de la conducerea Procuratura Anticorupție ar fi luat-o în cap din partea guvernării pentru că și-au permis să inițieze o anchetă pe presupuse de la pideri în cazul drumului ăla de la Bumbăta. Da. Că 3 milioane de dolari pentru un kilometru asta e cam exagerat de mult și... Păi, despre asta vorbim. Iată, acum Andrei Spânu a ieșit cu anumite reacții critice la acest subiect. Am mai văzut și de la alți exponenți ai puterii asemenea reacții critice. Eu vreau să văd cum se va comporta procurorul anticorupției, procurorul șef anticorupției. Va ceda acestor presiuni venite de la politic, acestor indicații de la politic să nu se examineze efectiv aceste subiecte? Sau va continua? Iată, independența se demonstrează prin acțiuni, nu prin declarații. Deci eu vreau să văd acel dosar efectiv împotriva domnului Cutare, ministru Spânu, despre care, nu știu, strig o țară întreagă că este un escroc politic și schemele sunt descrise cu de-a fir de-a păr prin diferite investigații jurnalistice, dar procuratura până la moment tace cu privire la aceste fraude și el își permite să iasă în public și să critice dosarele inițiate de către organul de urmărire penală. Curaj, doamnei Veronica Drăgălin, și să ne demonstreze, să ne convingă că ea, într-adevăr, nu este un element întâmplător, un turist venit pe teritoriul Republicii Moldova, dar pentru a se petrece frumos pe la restaurantul Plahotniuc. Ne-am și-am uitat cum îi spune la restaurantul ăla. Oricum, asta s-ar fi numit publicitate, dacă îi spune. Da, odată, așa să fie. Nu să mai înțeles, până la urmă, de ce procurorii anticorupții pleacă din sediul Centrului Național Anticorupție? Nu a stat bine mersi ani la rând și nimeni n-avea nicio problemă? Și doi, cum vă pare găselința acestora că vor deja să devină oameni de știință, să lucreze alături de oameni de știință în cadrul Academiei de Știință? Bine. Faptul că ei vor să se separe totalmente de Centrul Național Anticorupție este o dorință doamnei Drăgălin, dorință exclusivă ca să creeze o instituție separată de Centrul Național Anticorupție. Dar să pretinzi tu la spații din cadrul Academiei de Știință, nu știu, este injust, inechitabil, incorrect ca procuratorul anticorupției să se instaleze în anumite spații ale Academiei de Știință. Cazul Andrei Avorski, directorul suspendat de la Inspectoratul Național de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției. Un an jumate omul s-a bătut cu sistemul, a câștigat și-au retras învinuirile, decizie executorie, trebuie omul să ducă la muncă, Ministerul Justiției zice, stați un pic, mai așteaptă un pic, noi nu executăm, mai așteptăm, vedem ce urmează, nici omul nu înțelege dumneavoastră, ce credeți despre asta? Pot să spun, ministrul justiției sau ministra justiției a făcut o mare prostie, singura a politizat acest dosar. Deci dacă nu vine domnul Ivorski la dumneavoastră, eu îl cunosc, sigur că îl cunosc, a lucrat în calitate de șef al Inspectoratului Național de Probațiune când eram eu, și eu ministru. Uh-huh. Eu m-am lucrat pe vremea lui Litvinencu, Litvinencu a decis să-l elibereze, dar el era de prin 2018 în cadrul inspectoratului. Dar despre acest inspectorat nu se cunoștea, despre aceste probleme nu se cunoșteau, până însăși ministra nu a întreprins anumite acțiuni
cum să spun eu, abuziv împotriva colegului său, acestui persoane care are actele juridice în regulă pentru a se reîncadra în câmpul muncii. Și ea a politizat dosarul și ea a victimizat această persoană și a trezit suspiciuni cu privire la capacitățile Ministerului Justiției de a înțelege legea. Înțelegeți, dacă iese de la un Minister Agriculturii asemenea abordări, încă lumea iartă. Deci Ministerul Justiției. Ministerul Justiției neglijează niște hotărâri judecătorești, neglijează niște ordonanții obligatorii ale organului de urmărire penală. Ce percepții se creează în societate? Și de astăzi el, de fapt, este o victimă politică, urmare a unor acțiuni nechipzuite ale Ministrei Justiției și, în continuare, menținând același trend, ministra doar se va discredita și va demonstra în continuare că este un ministru inadecvat, care nu face față mandatul pe care îl are. Am ascultat argumentele care i s-au invocat, că a fraudat nu știu ce licitații. Bine, eu mai mult cred celor spuse de către Iavorski decât cei ce invoc ministra, mai ales că el are și anumite acte judecătorești care îi confirmă poziția. Ce privește iarăși, ieri, da, Nichifor Ciucă așa menționat, că i s-ar fi invocat lui Iavorski, că el e omul lui Nichifor Ciucă. E finul. Am mai auzit și eu lucruri tipul ăsta chiar pe vremea mandatului meu, dar eu am urmărit, am monitorizat activitatea domnului Iavorski și eu n-am văzut acțiuni neprofesioniste din partea lui sau cumva că el s-ar fi grupat cumva cu Nichifor Ciucă. Treaba lui cu relații lui personale, dacă le are cu Nichifor Ciucă, mie mă interesează dacă omul ăsta este profesionist sau nu este profesionist. Și el permanent s-a manifestat ca profesionist în cadrul sistemului care se afla sub conducerea lui. Și erau de o insistență enormă. Nu știu, el și directorul ANPO erau de 3 ori pe zi la mine în cabinet și permanent cu insistență că iată, asta trebuie să promovăm. Și da, într-adevăr, subiectul care el a menționat cu privire la monitorizarea electronică este o reușită majoră a Inspectoratul Național de Probațiuni împreună cu Ministerul Justiției, care ne-a adus dividende serioase la nivel de Consiliul Europei. Promovarea acestui instrument ar putea să scadă masiv condamnările Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, deoarece măsura asta de monitorizare electronică este o alternativă pentru anumite măsuri preventive mai intruzive care afectează anumite standarde ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Ca și, spre exemplu, omul nu-l trimiți în arest, îl trimiți în arest la domiciliu și îi pui această brățară electronică pentru a fi monitorizat și în condițiile date îi diminuez șansele de a se adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând eventual condiții inumane de detenție, deoarece sistemul penitenciar în Republica Moldova este așa cum este, încă nu a fost el reformat și spațiile sunt încă într-o stare destul de deplorabilă. Continuăm peste câteva clipe de publicitate, vă rog, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Gărcescu, zilele trecute la noi a fost fosta președintă Comisiei Juridice la emisiunea doamna Olesia Stamate. Ea a vorbit despre Tribunalul Anticorupție, lansat tot de către doamna Maia Sandu. Dar recunosc, ea a povestit că în prima lectură s-a votat, deja urmează lectura a doua, acolo niște detalii tehnice. Eu am uitat să o întreb și vă întreb pe dumneavoastră. Deci creați un Tribunal Anticorupție care va judeca cauzele serioase de corupție. Deci noi corupție nu avem. Da? Da. Noi corupție serioasă nu avem. Da, nu avem. Pentru că așa a zis doamna Drăgălin, că corupție la nivel mare. Nu-i domnul Răcean a zis că la nivel mare nu se fură, ceva se va judeca, dar nu ceva mare. În fine, ar urma să fie și o curte de apel anticorupție și curte supremă de justiție anticorupție sau apelurile vor fi la instanțele actuale deja. Unde vom putea ataca deciziile Tribunalului Anticorupție? Am uitat să o întreb pe doamna. Să răspund în stilul Olesie Stamate. Întrebați-o pe Maia Sandu, că nu mai știe ce vrea să facă. Dar dacă, la modul serios, din conceptul pe care îl cunosc, se dorește crearea doar a Tribunalului Anticorupție, adică prime instanțe, iar la Curtea de Apel să fie judecători specializați și eventual judecători specializați la Curtea Supremă de Justiție, care reintrăm în aceeași sistem care există, doar în prima instanță să fie
instanța asta specializată creată. În rest, doar specializarea judecătorilor să aibă loc. Dar cu privire la eficiența și utilitatea acestui tribunal, eu nu odată am menționat că îl consider un nou populism din partea Maia Sandu, care sunt coste 10 de milioane de euro și eficiența va fi zero din partea acestei acțiuni populiste care încearcă să o implementeze Maia Sandu, mai ales că noi constatăm că numărul dosarelor de corupție mare este destul de redus și pentru un asemenea număr redus de dosare să creez o instanță, un tribunal anticorupție, trebuie să fii nebun la cap și să cheltui 10 de milioane de euro pentru a urmări penal 2 sau 3 persoane. Este inadmisibil o asemenea abordare și este o bajocură în raport cu bugetul public. Încă ceva despre justiție. Avem noi pe Telegram o pagină, se numește Patriot. Da. Avocata Folga Grabovski stă în spatele acestui canal. Vorbește mult și despre justiție. Ea a scris ceva zile trecute, dar eu n-am înțeles ce a scris și vă întreb pe dumneavoastră. Deci un complet specializat în cauze anticorupție la judecătoria Chișinău și unul specializat în cauzele Aniului vom avea la judecătoria Iarășcani. Format la libera alegere a președintei judecătoriei Chișinău. Așa a decis Consiliul Superior al Magistraturii. Și asta deși încă în 2012 s-a decis ca judecătorii care vor judeca un dosar concret vor fi aleși exclusiv de către, prin programul integrat de gestionare a dosarelor, implementarea căruia a costat milioane. Tocmai pentru a asigura excluderea factorului uman și formarea unui tribunal independent și imparțial stabilit de lege, în acord cu CEDO. Acum este clar pentru ce au convocat Consiliul Suprem de Securitate, se întreabă retoric doamna Grabovski. Ce a vrut să spun aici? Bine, se petrec lucruri strani în sistemul judecătoresc astăzi, în special în judecătoria Chișinău. Se creează anumite complete, aparent neindependente, contrar formulei generale legale, adică, cum a spus ea, programul integral PICD-ul ăsta, deci da, repartizarea aleatorie a dosarului sau formarea aleatorie a completelor de judecată. Și pentru ea apar întrebări de ce se petrec lucrurile astea acum, de ce se creează aceste complete și dacă nu se urmărește un alt scop în realitate decât scopul de a face justiție și dacă nu se urmărește identificarea celor judecători loiali care sunt grupați în anumite complete, care se judece anumite dosare împotriva oponenților politici ai Maiei Sandu și a PAS-ul, așa cum este favorabil Maiei Sandu și PAS-ul. Adică independență de indicațiile politice. Recent doar a fost și reacția domnului primar Ion Ceban, care de asemenea a criticat anumite modificări în structura instanțelor, în specializarea judecătorilor din cadrul judecătoriei Chișinău sediu Rășcani, invocând că, de fapt, toate manipulările pe sistem care au loc, manipulările umane, au loc de a se fac cu scopul de a crea condiții ca dosarele împotriva primarului general, împotriva primăriei, să nimerească la judecători loiali Partidul Acțiune Solidaritate, care să-i facă probleme primarului general în activitatea sa de management. De altfel, din cât cunosc eu, este și un dosar legat de primarul general și Autoritatea Națională de Integritate, care se află în procedură judecătorească. Și probabil și pentru asta se utilizează acest instrument acum pentru a putea a favoriza o decizie nefavorabilă, eventual primarului general al municipiului Chișinău, reieșind din modul în care se creează aceste complete. Dar întrebările doamnei Grabovski sunt relevante în contextul în care aceasta nu ar fi o acțiune izolată. Adică noi urmărim 3 ani de zile ce s-a petrecut. Deci toate acțiunile demonstrează un singur lucru. Maia Sandu nu a urmărit independența justiției. Maia Sandu a urmărit de a întreprinde acele acțiuni care ar oferi mai mult control politic asupra sistemului judecătoresc. Și atât acțiunile astea, iarăși, sunt puse la îndoială de specializarea completelor, de crearea unor complete specializate, sunt puse la îndoială sub motivul
că Maia Sandu în realitate niciodată nu a urmărit integritatea și independența sistemului judecătorii și a făcut tot posibilul anume pentru a-și asigura controlul politic asupra sistemului în putere judecătorește. Amintiți-mă un pic despre doamna Olesia Stamate. Știu că dumneavoastră la un moment dat aveați niște dispute așa, un duel cu ea pe timp vreo 2-3 ani în urmă și întotdeauna părerea lui Năgacevski, părerea Olesiei Stamate. Bun, un duel juridic, frumos, educat. De ce se pleacă din fruntea unei așa comisii parlamentare? Haideți să nu uităm că doamna Olesia Stamate este și membru supleant al Comisiei de la Veneția. Acțiunile care și le asumă sau asupra cărora a fost impusă să le asume Olesia Stamate intră în contradicție cu angajamentele noastre în raport cu Consiliul Europei, în raport cu Uniunea Europeană. Adică acele modificări de lege cu privire la legea cu privire la procuratură, cu privire la procedura de alegere a procurorului general, spre exemplu, ele intră în contradicție cu angajamentele care ne le-am asumat noi în raport cu Consiliul Europei, cu Comisia de la Veneția. Și Olesia Stamate nu poate să-și le asume lucrurile astea. Adică în calitate de șef ea să promoveze a Comisiei Juridice și numiri și imunități, să promoveze o asemenea modificare, asta ar presupune că s-ar discredita la nivel de Consiliul Europei și s-ar șifona foarte puternic încrederea. În același timp, există și alte proiecte de tipul modificării legii cu privire la procuratură, care ar putea să-i afecteze relații personale cu Comisia de la Veneția, cu Consiliul Europei. Și în condițiile date, pentru ea a fost cea mai bună soluție să se înlăture de la procesul ăsta de asumare a deciziilor degradante care și le asumă Partidul Acțiune și Solidaritate cu scopul controlului asupra sistemului judecătoresc și protejării mandatelor pe care le au ei astăzi. Și asta cam ar fi elementul de bază care îl văd eu, deci Olesia Stamate s-a auto-înlăturat de la conducerea Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a Parlamentului. Am înțeles. Doamna Găcescă, Moldova de vreo 2 ani jumate se află în căutarea unui procuror general? Da. Ba avem concursul, ba nu avem concursul, ba să reiau concursul, ba să modifică legislația, ba nu se mai modifică legislația în timpul concursurilor. Pentru dumneavoastră e clar cine următorul procuror general? Că 4 au rămas totuși în joc. Iată, aici e continuarea întrebării legate de Olesia Stamate. Iată, modificarea legii cu privire la procuratură se vrea să face astfel încât asta, Maia Sandu să-și numească un procuror loial ție. Și Olesia Stamate le-a explicat celor din pas, avem o nebune, asta contravine angajamentelor noastre internaționale. Legea asta cu privire la procuratură e făcută sub egida Consiliului Europei. Orice modificare la legea cu privire la procuratură trebuie să fie coordonată Consiliul Europei. Consiliul Europei este împotriva modificării legii, astfel încât procurorul general să fie ales prin asumare politică. Adică să-ți numesc procurorul tău manipulând un concurs și de fapt numindu-ți omul care ți este loial. Ăștia nu au vrut să audă și de atâta Olesia Stamate și-a dat demisia. Astăzi, evident, formula care încearcă să o promoveze actuala guvernare este inadmisibilă. Și, sincer, efectul de moment probabil o să fie că o să aibă procurorul lor general. Dar efectul de lungă durată, acest procuror general, cine nu ar fi el, atâta timp cât situația lui Stoianoglu nu a fost soluționată definitiv și irevocabil, fiindcă chestiunea legată de legalitatea demiterii lui se află în proces de judecată, oricine nu ar fi numit altul în calitate de procuror general, mandatul acelei persoane va fi lipsit de autoritate. El, sistemul, nu o să fie recunoscut la justa lui valoare. Cât de bun nu ar fi, deoarece o mare parte dintre procurori în continuare sunt în așteptarea soluțiilor instanțelor judecătorești cu privire la legalitatea demiterii procurorului general. Și cine nu are să vină în spate, el o să aibă, de fapt, aceeași respect ca și un procuror general interimar. Pentru că în orice moment poate să întâmplă că soluția denumirea altui procuror să fie inversată, răsturnată, urmarea faptului că prin intermediul instanței de judecată Stoianoglu ar putea să fie restabilit în funcția de procuror general. Și în condițiile date, cel care o să-și asume acest mandat trebuie să-și asume faptul că el nu o să aibă acea legitimitate
și acel mandat de plin pentru a acționa așa cum pretinde el și Maia Sandu tot una nu să aibă acel control la care tinde să-l aibă asupra sistemului procuraturii din Republica Moldova prin intermediul procurorului general care nu să aibă recunoașterea necesară în cadrul sistemului procuraturii. Sistemul procuraturii este un sistem extrem de specific, ca și sistemele, nu știu, sistemul justiției, ca și sistemul ANP. Deci dacă tu le oferi lor o persoană lipsită de autoritate, ei nu ascultă acea persoană. Acolo funcționează regulile militarești, de fapt. Și în condițiile în care Maia Sandu. nu înțelege lucrurile astea, ar putea să genereze o mai mare doar destabilizare și o mai mare complot în cadrul sistemului procuraturii. Atât e tot ce ar putea să obțină prin aceste acțiuni. Un președinte rezonabil ar reveni la soluția restabilirii în funcții urgente a domnului Stoianoglu, care are și hotărârea Curții Europene, are și un act a Curții Constituționale favorabil și ar întreprinde acțiunile pentru a restabili echitatea și ordinea de drept pentru a-l readuce în funcția de procuror general al Republicii Moldova pentru a evita ulterioarele prejudicii care ar urma să le achite țara noastră pentru abuzurile comise de către Maia Sandu și eventuale dosare de abuz, depășirea atribuțiilor de servicii pentru acțiunile întreprinse printr-o metodă vădită contrară Convenției Europene a Drepturilor Omului. Doamna Găcescu, eu ceva nu înțeleg. Ai noștri de sus au guvernarea mâini totală din vara 2021. Dar atâta putere au încât Vladimir Plahotniuc și Vladimir Voronin s-au apucat de fumat. Și în pofida la asta, atât de 2 ani jumate, se bat pentru funcția de procuror general și așa nu mai pot obține ceea ce au vrut. Cum pot să facem? Deci, guvernarea s-a intitulat ca fiind democrată. Da? Așa. Și ei au spus că vor să creeze democrație. În același timp, ei încearcă să implementeze democrația doar atunci când le este lor favorabil. Atunci apelează la instrument democratic. În rest, utilizează aparent instrumente dictatoriale. Și sistemul, cetățenii, ingineri, nu înțeleg ce vor să creeze ăștia pe teritoriul Republicii Moldova. Și în condițiile date, în măsura în care există incertitudine la nivel politic cu privire la forma de guvernare care vor să creeze ăștia pe teritoriul țării, incertitudinea este în tot sistemul și în condițiile date este neascultare, fiindcă tu pe de o parte spui, domnule, eu vin în calitate de președinte, de exemplu, eu spun, domnule Gonță, dumneavoastră să întreprindeți o asemenea acțiune. Dumneavoastră să-mi spuneți, băi, dar acțiunea asta este antidemocratică, dar dumneavoastră mi-ați spus că că veți construi democrație. Și în cazul ăsta, Maia îți spune, nu, tu trebuie să întreprinzi acțiunea așa cum ți-o spun eu. Și tu te opui, deoarece tu nu înțelegi esența discursului politic, pe de o parte, public, și discursul individual care ți-l îndreaptă către tine. În plus, dumneata înțelegi că la noi alegerile se petrec o dată la 4 ani. Și tu, dacă ți-asumi o ilegalitate solicitată de către Maia Sandu, tu ți-asumi riscul că acea ilegalitate să întoarcă împotriva ta, urmarea fapt, la momentul când Maia Sandu pleacă de la guvernare. Iată, în condițiile astea, noi suntem permanent în zona de incertitudine și evident că cetățenii se opun acestor tentative ale Maia Sandu de a crea dictatura. De ce? Deoarece eu personal am simțit libertatea de exprimare. Eu știu ce înseamnă dreptul la viață privată, dreptul la proprietate și am depun toate eforturile pentru a mă opune acestor abuze ale Maia Sandu, deoarece eu n-am să renunț cu una, cu două, la drepturile și libertățile pe care le-am obținut pe parcursul a 30 de ani de când Republica Moldova este stat independent. Și același lucru fac și restul cetățenilor și restul inclusiv funcționarilor care se află în sistemul de stat. Chiar dacă unii întreprind anumite acțiuni care aparent ar fi favorabile Maia Sandu, ele sunt întreprinse doar cu scopul de a rezista și de a aștepta plecarea acestor. Adică se fac anumite acțiuni loiale Maia Sandu pentru a o convinge că ei rămân loiali pasului, dar în momentul în care pleacă pasul, ăștia primii o să întoarcă tunurile împotriva Maia Sandu și o să-i căznească din punct de vedere juridic. Vorbesc pentru abuzurile care le întreprind aceștia astăzi în raport cu cetățenii Republicii Moldova. Încă ceva despre justiție, vă rog frumos. Știți că domnul Iurea Leancă, fost prim-ministru, este acum în proces pe cazul concesionării aeroportului anul 2014. Și vreau să vă întreb ca
avocat, cum v-a părut mișcarea avocatului domnului Leancă? Ai zis că, bă, băieți, decizia aia a fost a guvernului Leancă, nu a premierului Leancă. Ia să vin ca martor doamna Maia Sandu și domnul Dorin Grăcean, că au fost și ei partea acelui executiv. E adevărat, reacțiile au fost, cred că, de obicei. Vă întreb despre decizia domnului Leancă și a avocatului sau cum vedeți dumneavoastră asta. Este evident că în condițiile în care a fost o decizie colectivă, partea pe dosar este în drept să solicite opinia tuturor participanților la acea decizie colectivă. Plus, eu înțeleg că este o neclaritate. De ce se urmărește penal doar autorul proiectului eventual și prim-ministru, dar nu se urmăresc toți semnatarii sau mai bine zis toți cei care au votat. Doar decizia guvernului produce efecte juridice nu doar prin semnătura prim-ministru și autorul proiectului, dar prin, în special prin votul acordat asupra unui proiect de decizie, proiect de hotărâre de către toți membrii guvernului. Și în condițiile date, apărarea cred că este justificată să solicite într-o a fi audiați în calitate de martori toți participanții la acel proces decizional pentru a înțelege rolul fiecărui participant la acel proces decizional la adoptarea unei decizii colective. Fiindcă pentru ca să faci o individualizare adecvată a pedepsii, trebuie să înțelegi care este rolul și rostul fiecărui participant la procesul decizional. Ca avocat, nu ca... e vorba doar de autor, e vorba de o decizie colectivă. Ca avocat, ca jurist, ca fost ministru, dosarul ăsta, în opinia dumneavoastră, e mor din fașă? Eu, în genere, sunt sceptic în ceea ce privește atragerea la răspundere individuală în cazul deciziilor colective, mai ales deciziilor de ordin politic. Mi-e greu să încadrez din punct de vedere juridic ca fiind răspundere penală când guvernul votează sau când parlamentul votează pentru anumite tipuri de decizii. Evident, dacă nu este vorba de trafic de influență, vedeți, sau nu știu, adică când este prins în flagrant că i s-a dat bani. În rest, pentru deciziile colective, deciziile luate de către executiv și legislativ, eu sunt de părere că trebuie să intervină în primul rând răspunderea politică. Răspunderea politică este formula că prin alegeri cetățenii votează împotriva acelui partid care a generat acea decizie dezastruoasă pentru țară. Și alte formule de atragere la răspundere sunt extrem de riscante pentru stabilitatea politică a Republicii Moldova, fiindcă în măsura în care tu întreprinzi acțiuni de sancționare individuală pentru decizii colective, tu generezi frica ca persoana de demnitate publică să-și asume răspunderea, să voteze în cadrul procesului colectiv pentru anumite decizii chiar favorabile pentru țară. Eu o să zic, dacă procuratura o să trateze că, uite, în cazul ăsta nu este favorabilă pentru țară. Și el o să teamă să întreprindă acțiunile necesare pentru a proteja interesul public. Deci aici trebuie să fie foarte atent sistemul de stat al Republicii Moldova ca să nu genereze anumite precedente care să ne coste foarte și foarte scump. Domnul ministru, ați văzut știrea de acum câteva zile, când în apropierea unei localități din Vulcănești au fost depistate fragmente de dronă de tip Shahed, ci că sunt resturi de dronă depistate din... Resturile de dronă depistate ar fi una din dronele doborâte de sistemul antiaerian ucrainean în timpul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene. Ministerul nostru al apărării spune că radarele militare și sistemele de avertizare timpurie n-au depistat resturile de dronă căzute în zona frontierei, cauza fiind înălțimea mică de zbor a țintei, suprafața mică de reflexie a fragmentelor și distanța mare până la țintă, inclusiv curbura pământului. Astăzi domnul prim-ministru Răcean a zis că da, noi avem un radar care l-am comparat recent cu 15 milioane de euro, dar noi, ca să depistăm așa ceva, ne trebuie investiții de miliarde de euro.
Noi ne jucăm de țara, domnul Năgăcescu. Ce facem aici? Cumpărăm radare care nu pot depista droni. După asta spunem, ne trebuie încă 1 miliard ca să mai depistăm niște droni. Să depistăm ce? Ele cad? Înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Asta este vorba despre o guvernare inadecvată. Deci în măsura în care tu întreprinzi anumite strategii sau implementezi anumite strategii de securizare a Republicii Moldova, păi ele sunt implementează în complex. Pentru ce radar în condițiile în care tu nu ai rachete care ar putea nimici da jos diferite tipuri de arme care sunt sau rachete care vin asupra Republicii Moldova. Asta e cum ți-ai cumpăra sisteme anti-grindină, dar n-ai cumpăra rachete anti-grindină. Ce tolcă din ele? Asta este o cheltuire neeficientă a banilor. Și eu aș aștepta de la domnul prim-ministru să ne spună că el are un plan de acțiuni și planul ăsta se implementează. Și uite, da, astăzi am cumpărat acel radar, da, peste 3 luni de zile o să cumpărăm un sistem antirachetă, decât să avem previzibilitate că se întreprindă acele acțiuni necesare. Dar noi despre ce vorbim? Ne trebuiește sau nu ne trebuiește să ne integrăm în NATO? Neutralitatea ne ajută sau nu ne ajută la asigurarea securității Republicii Moldova? Eu vă asigur că și în condiții de neutralitate Republica Moldova este obligată să întreprindă acțiuni pentru a-și proteja suveranitatea și ea este în drept să-și cumpere armele necesare, radarele necesare, sisteme antirachetă, dar pentru asta noi trebuie să identificăm resursele necesare și să facem un plan sincer de achiziții care să fie coordonate inclusiv cu societatea, fiindcă măsura în care cumpărăm iată, haotic aici un radar și prezentăm ca un mare succes, dar în realitate el nu ne ajută la nimic, în cazul dat eu sunt justificat în a crede că este vorba de o cheltuire inadecvată a banului public și e vorba în realitate de o fraudă bugetară. Despre ceea ce se întâmplă la ultimele ședințe ale Consiliului Municipal Chișinău. Noi asta mai muncit în cadrul primăriei. Casă din nebuni, balamoc, ce? Dar de ce se întâmplă ultimele ședințe? Eu de când țin minte Consiliul Municipal, de pe vremea lui Ion Ceban, până din primul mandat, tot asta a fost. E vorba de continuarea acelui șir care s-a petrecut parcursul a 4 ani, iată deja continuă 5 ani, dar a luat proporții mai mari, urmarea faptului că PAS-ul are deja 20 de mandate în Consiliul Municipal și ei consideră că își pot permite să blocheze primarul general și să-l impună să acționeze conform agendei PAS-ului și nu conform agendei cetățenilor. Și ei consideră că ei sunt cei în drept să-i dicteze agenda în cadrul administrației publice locale. Dar prin ce formulă? Prin circuri, prin grozăveniile care își le permit în cadrul sistemului Consiliului Municipal, nu prin dialog, nu prin discuții sincere, la nivel instituțional, cu primarul general, eventual cu consilierii primarului general, pentru a identifica soluții adecvate, echilibrate, pentru a depăși și a implementa inclusiv inițiativele care eventual sunt bune ale Partidului Acțiune și Solidaritate. Circul doar destabilizează. Circul doar generează haos și frustrare în societate. Oamenii s-au săturat de circ, oamenii sunt în așteptare de acțiuni coerente pentru a soluționa problemele reale ale societății care se adună pe zi ce trec, devin tot mai multe și mai multe. Domnul Găcescu, despre numirea șefei fracțiunii PAS din CMC, șeful la Modexpo, nu vă întreb despre 30.000 de euro, nu vă mai întreb, nici nu mai are rost, despre ce se întâmplă la aeroport, tot nu vă întreb că nu mai are rost, ce cu calea ferată, nu vă întreb că nu are rost, deja e clar. Nu rămâne decât să vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Vă mulțumesc, chiar frumos. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a 4-a, să trăiți frumos și bine și să vă văd în mândrie.